Angajații Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara au încetat protestul, astfel că, începând de astăzi, activitatea de relații cu publicul a fost reluată, iar plățile pentru spitale, servicii medicale și medicamente vor fi efectuate cu celeritate, anunță conducerea instituției. În cazul în care angajații nu ar fi obținut majorarea salariilor și blocarea activității ar fi continuat, exista riscul ca mâine, 15 noiembrie, medicii și personalul din spitale să nu-și poată primi salariile. Pentru salariile personalului există riscul ca acestea să nu fie primite la timp dacă se întâmplă ceva din punct de vedere al solicitărilor angajaților casei de asigurări de sănătate. Astăzi, mâine, dacă nu se întâmplă nimic, așa cum vă spuneam, da, clar salariile în luna aceasta vor întârzia. Este sumă destul de mare și nu poate fi susținută din buget. Este, de fapt, și ilegal să fie susținută din bugetul propriu al spitalului. Nu ne rămâne decât să sperăm că lucrurile se vor rezolva, iar angajații spitalului nostru să-și primească drepturile salariale în ziua de salarii. Angajații din instituțiile de asigurări de sănătate au încheiat astăzi protestul început la data de 2 noiembrie, în urma adoptării în Camera Deputaților a legii care permite majorarea salariilor în acest sector.